Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că am vorbit joi despre abandonul școlar, am luat telefoane, am vorbit cu voi, am difuzat niște informații și, în mod surprinzător, s-a deschis acest front în care unul dintre ascultătorii care a sunat a spus, păi, la mine la școală problema nu este abandonul școlar, problema este abandonul profesorilor. Și noi aici am făcut ochii mari despre ce vorbește domnul ăsta, am întrebat. Rezultatul a fost că a venit atunci un val de mesaje, care, sincer, chiar ne-a luat prin surprindere pe toți trei aici în studio, pentru că nu ne-am imaginat că ar putea fi chiar o problemă. Dar, aparent, există acest fenomen din mesajele pe care le primim noi, prin care în multe școli din această țară, absența profesorilor de la cursuri, de la ore, este nu o întâmplare, nu o raritate, ci un fapt obișnuit. Și v-am promis joi că o să revenim la subiect, n-am putut să o facem vineri, pentru că vineri dimineață se întâmplă altceva la ora asta, așa că o facem astăzi. 0372069599. Am vrea să înțelegem dacă e chiar o problemă, o să vă spunem cum se umple sau nu centrala. Poate că sunt doar câteva cazuri. La școală, la copiii voștri, prietenii, lipsesc profesorii, adică lipsesc des? Se întâmplă des lucrul ăsta? Sau așa, din an în Paște, poate că este câte unul care nu vine la ore, că are altceva de făcut. Eu o să vă citesc acum câteva mesaje pe care le-am primit joi, în timpul discuției noastre despre abandonul școlar, deci la interval de câteva minute. Iată. Confirm absenteismul grav, și scrie grav cu litere mari, al profesorilor din liceele Bucureștiului, inclusiv cele așa zis bune. Speța descrisă cu profesorii din liceul din București 80 este identică cu multe din Constanța. Am fată în clasa 12 și avem BAC anul ăsta. Scrie, înțelegem, un părinte care a observat fenomenul. Altcineva. Bună dimineața! Poate faceți într-o zi o emisiune pe tema absenteismului profesorilor la cursuri. Este un fenomen real, chiar și în școala gimnazială. Profesorii de materii care nu fac parte din examenele de capacitate clasa 8 lipsesc de foarte multe ori. Un exemplu clar, școala 11 din București. La clasa 8 mai mult de 25% din cursuri nu se țin. Sunt profesori care lipsesc de zile bune. Materii de așa zisă puțină importanță, cum ar fi geografie sau educație fizică și așa mai departe. Un alt mesaj. Și la școala Sfântul Silvestru din București este exact la fel. Profesorii nu vin la ore. Alt mesaj. Confirm lipsa profesorilor de la ore și la Bacău, școala Alexandru Ioan Cuza. Alt mesaj. Bună dimineața. Și la școala 190 lipsesc profesorii de la ore foarte des. Încă unul. Bună dimineața. Și fiică mea e clasa 6 la Colegiul de Arte și aproape zilnic îmi spune când o iau de la școală că una, două ore la diverse materii nu au venit profesorii la ore. Deci, ăsta este subiectul. 0372069599. Dacă v-ați întâlnit cu acest fenomen, dacă profesorii lipsesc de la ore la școala copilului, dați-ne un telefon, am vrea să înțelegem mai multe, dacă este chiar așa generalizat sau poate cine știe, sunt accidente. Evident că vă puteți păstra anonimatul, că sigur nu e un moment foarte confortabil să faceți asta, dar uite, în mesaje scrise continuă să vină. Se confirmă că și la Sinaia este situația asta. Altcineva, uite, de la Cluj ne scrie că e aceeași situație, e ceva grav. Nu numai că lipsesc, nu există sublinitori. Și atunci când vin, nu își fac treaba. Și e vorba de un liceu de vază din Cluj. Astea sunt mesaje venite acum. Ne scrie Barițiu. Acum, în timp ce citeai tu celelalte mesaje, au venit astea, da. Pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. Revenim în câteva minute. Absentezi la liceele de top din Sibiu. Profesorii nu vin la ore, iar elevii merg la meditații. Iar s-au umplut de mesaje tableta din foarte multe orașe din țară. Majoritatea însă sunt din București. Și uite un exemplu, din păcate aveți dreptate, am copilul în clasa a 7-a la o școală din capitală, școală cotată bine din București. Are o profesoară care lipsește constant și este o materie care apare cu 4 ore în orar, adică e o materie importantă. Când am semnalat doamnei diriginte această problemă, mi s-a cerut să-i dau listă scrisă cu zilele când a lipsit. Iar copilul de atunci este tratat foarte urât, susține semnatara mesajului. Marius, bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Am un băiețel în clasa 7-a și recunosc că până la abordarea problemei de nasul nu m-am gândit
că ar fi o problemă atât de extinsă, dar și la el în clasă, să-l spun. În ce oraș? O dată de două ori pe săptămână. București, sector 2. O dată de să nu două... dăm numele. Nu, sunt de acord, nu, întrebam, am întrebat doar oraș. O dată de două ori pe săptămână lipsește? Două ori pe săptămână, da, avem o înțelegere de la fiecare oră îmi trimite ce a scris ca să mai verific teme și așa mai departe și îmi spune, în ora asta nu pot să-ți trimit, că doamna fie n-a venit sau fie a venit și a plecat ca bună ce treabă. E vreo materie anume de unde lipsește profesorul? Chimie, parcă biologie, geografie oricum e relevantă, dar acum trebuie să mă uit în mesaje să văd exact care sunt profesorii care au lipsit. Da. Aș întreba, îmi vine să întreb, acum știu că e un subiect delicat. Înțeleg asta. Îi înțeleg pe cei care nu vor neapărat să vorbească despre situația asta. Înțeleg de ce sunt foarte multe mesaje și mai puține telefoane, trebuie să spunem și asta. Dar aș întreba, ați încercat să faceți, nu știu, să reacționați o discuție cu directorul, cu inspectorul, o reclamație la inspectorat, la minister? Hai să vedem ce spune. Asta întotdeauna am avut noi românii temerea asta să deranjezi. Da, tocmai, că ți-e frică că, pe urmă, să fie copilul ostracizat sau, știi, și te lasă mai bine. Dă-o anonimă, domne. Na. Exact. Hai, poate ne spune Daniel dacă a reacționat. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt profesor și vă spune procedura. Sunt situații, de exemplu, în care colegi se îmbolnăvesc, mai ales acum cum este situația cu gripa sau când a fost cu COVID-ul. Nu, dar să știți că nu se pune problema de situații de-astea. Adică oamenii vorbesc în mesaje de cadre didactice care lipsesc sau întârzie regulat la ore. Nu e vorba că s-a îmbolnăvit omul și a lipsit 2-3 zile. Da, asta este, de fapt, se recoltează acum ce s-a cultivat. Gândiți-vă ce oameni au intrat în sistem. Probabil că nu sunt profesor titular, s-ar putea să fie profesor suplinitor care a intrat cu note și dumneavoastră, care mi este și rușine că eu fiind profesor să vorbesc despre un fel care s-a intrat în sistem. Daniel, poți să te întreb câți ani ai? Eu, 50. Bun, suntem oarecum de aceeași vârstă. Eu, inevitabil, mă gândesc cum era când făceam în școală. Bun, nu s-a întâmplat în învățământul primar, adică în clasele 1-4, cred că niciodată. După care, în aia 8 ani de școală pe care i-am făcut după, adică gimnaziu și liceu, pe cuvântul meu, dacă pot să-mi aduc aminte, de mai mult de câteva cazuri în 8 ani. Am avut, din păcate, era un profesor de desen care, săracul, era alcoolic și lipsea că se simțea rău, dar în rest era foarte rară situația în care să nu vină un profesor. Tu când îți aduci aminte, Daniel, de școala ta, da, era la fel sau nu? Adică lipseau sau nu profesorii? Nu, dar nu putem să comparăm nici societățile acum cu societatea de acum 30-40 corect de ani. 35. Mulțumesc, mulțumim, Daniel. Veneau uneori și bolnavi, îți aduci aminte că veneau, erau cobză. Dar veneau la clasă și făceau... Nu lipseau, adică când lipseau unul era sărbătoare. Ioana e elev în clasa a 9-a. Bună dimineața, Ioana. Bună, Ioana. Neața. Bună dimineața. La tine la ore lipsesc, la tine la școală lipsesc profesorii? Au fost cazuri în general în care mai lipseau, dar acum, spre exemplu, sunt într-unul spre media. Așa că sunt din Sibiu și fac naveta. În fiecare dimineață sunt la liceul teoretic Rotobăr, la secția germană, în clasa 9-a. Bravo. Și nu ține prima oră că este răcit profesorul de germană de vreo două săptămâni. Stai. Deci de două săptămâni nu faceți ora? Da, de două săptămâni am făcut ora de germană, orele de două germană, săptămâni cele patru ore. Nu s-a găsit o soluție să vină cineva? Adică înțeleg că nu vine o zi, da. Dar înainte de asta a mai lipsit domnul profesor? A mai lipsit, dar a fost cu un examen de... Okay. Nu, pentru că, să știi, Germania circulă o gripă foarte nasoală care ne ține și nouă o colegă de parte de serviciu de mai bine de o săptămână, deci asta se poate să fie o situație veridică. Da, dar două săptămâni nu găsești o soluție? Mulțumim, Ioana. Asta deja e chiar prea mult. Adică problema e că lipsesc titularii, să mai găsești și sublinitori deja e... Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Eu vreau să expun cealaltă extremă, ca să zic așa. Sunt mămică, a două fete, sunt din Dâmbovița, o localitate de lângă București, la vreo 30 de kilometri. Uh-huh. Și vreau să zic că, din fericire, la noi se întâmplă foarte rar situații de genul ăsta. Uh-huh. Una dintre fiicele mele este în an terminale, clasa a 8-a, chiar asta susține prima simulare pentru capacitate, pentru limba română. Da. Și, din fericire, la noi profesorii sunt foarte ok. Ce mă îngrijorează însă este faptul că
din păcate aud că se întâmplă destul de frecvent în anumite licee în București, unde și copilul meu ar vrea să meargă. Păi hai să-i ascultăm pe cei care ne spun care ce se întâmplă pe unde. Cornel, bună dimineața! Bună dimineața, Cornel! Salut, Cornel! Bună dimineața! Te rog. Nu le petrec între ghilimele așa. Când a fost anul trecut cu greva profesorilor că vor salarii mai multe, le-ați luat apărarea. Acum ce faceți? Îi criticați că trag chiulul și ei de la școală? Așa sunt ziariștii. Vorbesc despre ce se întâmplă. Aveți o experiență personală în privința asta? Da. Vă rog. Profesorii de la școala copilului meu. Da. Primele două ore, ba, vin banul, vin, ba, că e consiliul profesoral, acum o aruncă cu gripa. Uh-huh. Este gripa asta acum, dar de la începutul anului, când ei tot nu vin, tot lipsesc. Și cum ai reacționat? Când ai constatat că nu vin, cum ai, ai avut vreo reacție? Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Ce reacție s-a încă dacă mă duc și zic ceva, după aia totul se răspunge asupra copilului și asupra tuturor copilor. Pentru că profesorii, cât timp îi blamezi, sunt ok, e totul bine, nu ai treabă. În momentul în care îl critici... A blama și a critica e același lucru. Mulțumim tare mult! Mulțumesc! Mai e și Iulia, câteva secunde mai avem. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Bună, te rog! Ai vreun exemplu? Am un exemplu, din păcate timpul nu e așa în favoarea scurt, mea. Te rog. O să fiu cât de scurtă pot. În privința absențelor ne-am confruntat frecvent la școala fetițelor mele cu absența în special a profesorului de franceză, în special la ultima oră, de la ora 2 la ora 3. Copilul era ținut în clasă, ora nu se făcea, venea mediatorul școlii, de exemplu, și stătea cu copiii, pur și simplu se uitau la ei și atâta tot. E un fenomen generalizat, avem zeci spre sute de mesaje în dimineața asta pe care nu avem timp să le citim. Un minister al educației responsabil ar face o evaluare și ar încerca să pună sub control acest fenomen și ar vorbi public despre ce se întâmplă acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.